Elevii Școlii de Vară Ciocănești, județul Dâmbovița, și am dorit să participăm la concursul dumneavoastră numit Micul Patrimoniu. Eu mă numesc Alexandra. Eu mă numesc Magda. Eu mă numesc Georgiana. Eu mă numesc Elena. Numele meu e Cristian. Eu mă numesc Bogdan. Eu sunt George. Și obiectul documentarului nostru este Parcul Cantacuzino. Ne aflăm deasupra cele mai impresionante ruine ce au rămas de la imensul conac Cantacuzino. Ruinele datează din secolul XVIII și sunt pe lista monumentelor istorice. Turiștii, când vin aici, nu apuc să vadă aceste ruine. Accesul este foarte îngreunat din cauza bălăriilor și mărăcinilor care sunt de statura unui om. După cum vedeți, gunoaiele sunt prezente. Și totuși ne simțim stăpânii istoriei. Ne aflăm în beciurile castelului Cantacuzino, unde, după cum vedeți, călcăm pe gunoi. Precum vedeți, aici este era un tunel care lega acest loc cu malurile Colentinei, acum este acoperit. Noi încercăm să curățăm istoria de gunoi. Uitați ce boltă și ziduri puternice! Deasupra noastră se află frumosul parc Cantacuzino, care este și obiectul documentarului nostru. Sub actualul dispensar comunal, unde, ca și prima dată, se află alte beciuri ale conacului Cantacuzino. Chiar acolo se află niște scări care, în mod normal, ar fi trebuit să ducă în interiorul dispensarului, care, din păcate, sunt acoperite. Din păcate, nu putem filma mai mult, deoarece este foarte întuneric. Tocmai am traversat porțile vechiului castel Cantacuzino și ne îndreptăm spre un copac secular al parcului. Oamenii în costum distrug natura. Bună ziua! Să trăiți! Ce părere aveți despre parcul nostru? Foarte frumos. Parcul Cantacuzino. Și noi suntem sătenii care locuim în comuna Ciocănești. Ce părere aveți despre oamenii care vandalizează copacii și aruncă deșeurile pe lângă apă? Nu face bine. Nu face bine. Credeți că aveți o soluție pentru a împiedica? Da, bineînțeles, asta poliția trebuie să facă lucrul ăsta. Cam atât am, că mă grăbesc, că trebuie să ajung la cinte. Mulțumesc mult! Parc se află pe malurile Colentinei într-un peisaj super. Pe aceste dealuri s-au filmat multe filme românești, de exemplu. Păcală, Tachianti și Cadre, Cavra cu trei, Mărgelatul cu cel cu 6 țembrafuri istorici care mânca încă de una semințe, Veronica. Veronica, Veronica, fată bună și cu minte. Sau Maria Mirabela. Maria Mirabela, doi crini cu ochii de povești, alături de prieteni cu succes ca umbrela. Pe când Mihai Viteazu își ducea luptele cu turcii pe în jurul acestei comune, prin zona aceasta a crescut un copac măreț și foarte măreț. De acel copac, Mihai Viteazu, pentru a-i păcăli pe turci și a-i induce în eroare, și-a legat calul și s-a urcat în regele copacului. Atunci când turcii au văzut calul, au crezut probabil că acesta, că Mihai Viteazu s-a dus să-și pădurească setea în Colentina. Dar atunci când aceștia s-au pus pe malurile sale, Mihai Viteazu a sărit din șaua calului său, l-a deslegat, a sunat din cornul său chemând armata și au împins pe turci în malurile, în apa Colentinei. O tradiție spune că un fulger a lovit acest copac, lăsând în urma lui o formă minunată de cruce. Din păcate, oamenii, cu multă suferință, vi-o spun, au afectat așa aici. Uitați, puteți vedea animalele moarte din cauza deșeurilor. Aici, fericile, au format o adevărată pădure.
Aș vrea să vă spun că în afară de lucruri rele, există și lucruri bune. Acest lucru ni se dovedește în această splendidă imagine. Lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Și se agravează de la an la an. Copacii sunt vandalizați. Râinele sunt pline de bălării. Gunoaiele sunt în voie lor. Turiștii care vin nu au informații asupra valorii locului. Parcul nu este dotat corespunzător și la fiecare încercare localnici au distrus totul. Și ce e de făcut? Trebuie să schimbăm. Să învățăm pe tineri locului să păstreze, să iubească și să îngrijească ceea ce au. Să replantăm copacii. Accesul interzis bălăriilor. Curățarea apelor de deșeurile toxice. Să facem broșuri, afișe și panouri destinate turiștilor. Autoritățile să se implice mai mult în amenajarea parcurilor. Noi suntem micul patrimoniu!